Anvelopele uzate vor putea fi incinerate. Este propunerea deputaților PAS, care au elaborat un proiect de lege în acest sens. Parlamentarii însă nu reglementează cum se va desfășura acest proces pentru a nu aduce daune mediului. Anume din acest motiv, documentul a strânit discuții aprinse în Parlament. Poate dumneavoastră totuși înțelegeți ce impact o să aibă pe mediul înconjurător, pe sănătatea oamenilor în raionul Rezina, sub 40% de populație, este, din păcate, bolnavă de cancer și copiii se nasc deja cu maladii din cauza emisiilor în urma incinerării anvelopelor. În replică, autorul proiectului, deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Inea Coșeru, a declarat că în timpul apropiat va fi elaborat și un regulament privind incinerarea anvelopelor. Eu foarte bine îmi dau seama care sunt riscurile de poluarea mediului și care este impactul asupra sănătății noastre. Aceste surse de poluare nu au fost controlate 30 de ani. Coșeru a mai spus că în urma arderii anvelopelor, statul va câștiga bani. Acest fapt însă a trezit și mai multe întrebări din partea opoziției. Evropesc în sege 3 milioane și ceva ton использованих колес, шин, из которых 30% energetici являются. 30%. Остальные 70% сюда? Сюда? Туда, где нет никаких регламентов? Nu trebuie să le luăm oamenilor și aerul. Aici nu merge discuție că e convenabil economic așa, economic așa, economic așa. Nu spune pe un cântar sănătatea, aerul și banii. În replică, autorii proiectului de lege au susținut că acesta pune în practică economia circulației, care prevede reducerea deșeurilor prin reutilizarea acestora.